Un invitat este secretarul de stat al Ministerului Sănătății. Începe campania de vaccinare a copiilor din categoria 5-11 ani și are mai multe detalii. Bună dimineața, Bogdan! Bună dimineața, da, astăzi este prima zi în care copiii din această categorie, 5-11 ani, se pot vaccina. Ieri au ajuns peste 100.000 de doze de vaccin în România. Sunt deja făcute peste 3.000 de programări în platformă. Toate detaliile despre procesul acesta de vaccinare le luăm de la Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Bună dimineața, mulțumim că sunteți cu noi. Care este procedura? Care sunt riscurile, care sunt beneficiile? Bună dimineața! Într-adevăr, așa cum spuneați, e un moment destul de important, așteptat de mulți oameni. Sunt mai multe întrebări și v-aș propune să le luăm structurat. De ce, cum și unde? De ce să ne vaccinăm copiii între 5 și 11 ani? Pentru că avem de ales. Sunt două scenarii pe care lucrăm. Unul, acela prin care ne imunizăm, câștigăm protecție împotriva unei infecții, cu atât mai mult sau în special pentru copiii care au deja câteva probleme, boli cronice, chestiuni de genul acesta. Cealaltă variantă este aceea de a alege să nu ne vaccinăm copiii și atunci îi în fața acestui virus care le îi infectează și devin, din nefericire, veriga nevinovată, să zic așa, pentru că sunt forme asimptomatice, dar îl transmit mai departe persoanelor care sunt la risc, care pot să dezvolte forme grave de boală. Deci sunt toate motivele pentru care să ne vaccinăm, așa din punct de vedere matematic, studiile spun că eficacitatea vaccinurilor acestea pentru 5-11 ani este de 90% împotriva formelor circulante. Deci acestea ar fi cele mai importante argumente. Cum facem, unde ne vaccinăm? Destul de simplu. Intrăm pe clasica platformă vaccinare-covid.gov.ro. Acolo avem harta cu toate centrele de vaccinare și ne uităm la acelea care au marcat P-ped, adică de la vaccinuri pediatrice. Acestea sunt centrele unde există vaccinuri în doze pediatrice 5-11 ani. Mergem pur și simplu. Dacă dorim să facem o programare, este la fel de util, putem să facem programare fără probleme. Dar nu este necesar să ne programăm, mergem pur și simplu în centrele de vaccinare. Începând de astăzi, avem peste 220 de centre în care se face vaccinarea pentru copiii 5-11 ani. Spuneți-mi, vă rog, părinții care îi însoțesc pot beneficia de o zi liberă? Copiii sunt scutiți în acea zi de mersul la școală? Absolut. Pentru aceste situații, sigur, la cerere, nu d'amblé, nu pentru toată lumea, dar cei care doresc, bineînțeles că pot beneficia și de astfel de situații, pentru că poate mai mult în marile orașe, mersul până la un centru de vaccinare, traficul poate să te facă să lipsești câteva ore și atunci sunt motive obiective pentru așa ceva. Important este să mergem să ne vaccinăm și în felul acesta putem să avem așa o situație mai în siguranță în familie și copiii se vor simți mai în siguranță să se joace și să-și facă, mă rog, și la școală și în interacțiunea cu ceilalți copii sunt mult, mult mai în siguranță. Ultima întrebare, spuneți-mi, vă rog, cum se administrează? Sunt două doze, dați-ne câteva detalii despre asta. Deci vorbim de același regim de administrare. Două doze administrate la interval de 21 de zile. Acum, singura diferență este aceea că la nivel de concentrație este o treime din concentrația vaccinului pentru adulți, dar compoziția vaccinului este aceeași. Numai că pentru că se administrează pentru un organism mai mic, să spun așa, în medicină este folosit un principiu de kilogram corp. Și atunci, tocmai pentru că să nu determine o reactivitate, o reactogenitate mai mare a organismului, s-au văzut că acest nivel de o treime determină suficient de multă imunitate și la copii între 5 și 11 ani. Mulțumim foarte mult, ați auzit foarte bine, acestea au fost informațiile. Vestea bună este că în următoarea perioadă, evident, dacă va fi nevoie, numărul de doze va fi suplimentat în toate centrele. Mulțumim, Bogdan, treaba e serioasă, dar nu e obligatorie, așa că sfatul meu e să vă documentați, să decideți fiecare.